Un tânăr de 20 de ani din comuna Moldova Sulița, în timp ce conduce autoturismul sâmbătă în jurul orei 12.30 pe strada Calea Bucovinei din Câmpulung Moldovenesc, a intrat în depășirea unei coloane de autovehicule fără să se asigure corespunzător și a intrat în coliziune frontală cu un alt autoturism, condus de un bărbat de 45 de ani din comuna Todirești care circula regulamentar din sens opus. În urma coliziunii celor două autoturisme a rezultat vătămarea corporală a conducătorului auto de 45 de ani și a patru pasageri din autoturismul condus de acesta. La fața locului au ajuns militarii detașamentului de pompieri Câmpul Moldovenesc, împreună cu două echipaje ale serviciului de ambulanță județean. În urma impactului, una dintre victime a rămas încarcerată între fiarele mașinii. Pompierii militari au luat măsurile specifice de siguranță, au balizat zona, au verificat scurgerile de carburant și lubrifianți și au deconectat bornele de la bateriile de acumulatori. Concomitent au extras victima încarcerată și au predat-o unui echipaj al serviciului județean de ambulanță. Cinci dintre persoanele implicate de în accident, o femeie de 42 de ani și patru bărbați, inclusiv cel încarcerat de 41, 45, 33 și 18 ani, au fost transportate la spital toate conștiente. Șoferul de 20 de ani a refuzat transportul la spital. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. În cauză s-a întocmit dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă.